Mă zvuc! Mă zvuc! Dani, ca să reziști în spital, îți trebuie ocupație. Așa trece timpul mai ușor. Poate mi-a preferat să mănânc dulciuri. Vreau dulciuri! Atunci, Dani, nu te plânge că vrei acasă. Vei mai sta o lună aici. Cu tine nici nu pot să fărșez dulciuri în spital. Nu, pentru că regula este regulă și nu vreau să o încalc. Acuș, găsesc un telefon și o sun pe Cătălina să mă ajute. Sună, de grabă nu pleci acasă. Așa, Dani, gândește-te cum să iei telefonul doctorului. Așa, Dani, cum ne simțim astăzi? Ce temperatură avem? Hai să o măsurăm, de pe jur. Să măsurăm temperatura. Să scoată telefonul. Ce? Niciun fel de telefon. În spital nu ai voie cu telefonul. Așa, măsurăm febra. Repejor, să vedem ce rezultate avem astăzi. Eu revin imediat. Miriam, tu cum ești? Ce bravo ești, Miriam! În salon este ordine, ți-ai găsit ocupație. Presimt că ești de grabă, vei pleca acasă. Așa dacă asculți indiciile doctorului, corect? Da! Bravo! Să vedem febra, Dani. Deci, mai bineșor. Miriam, febra ta? Repede să sun pe Cătălina. Alo, Cătălina, adu-mi te rog dulciuri. Dani, tu înțelegi, tu ești la regim acolo, eu nu pot să-ți aduc ție dulciuri. Nu pot trăi fără dulciuri, ce nu înțelegi? Nu, Dani, nu pot, tu înțelegi că nu pot. Furișează cumva dulciuri, te rog. Nu pot eu să furișez dulciuri, pentru că nu este bine. Aha, dacă tot insiști, facem noi cumva. Gata, papa, vine doctorul. Deci, Dani, la fel dietă vei avea încă 3-4 zile, deloc dulce, fast food, odihnă, bei foarte multe lichide, eu revin imediat. Să vină Cătălina cu ceva dulce. Voi ce? Ați crezut că eu într-adevăr voi furișa dulciuri la spital? Eu am vorbit cu doamna doctor și îi voi da lui Dani o lecție. Produsele necesare. Prima lecție pentru Dani. Acest croissant va fi umplut cu mult, mult ketchup. Și Dani precis nu va mai cere nimic dulce. Această seringă o voi umple cu ketchup. Să vedeți acuș ce urmează. Și introducem ketchup-ul în croissant. Dani va crede că ce este majun. Arată perfect! A venit cineva la mine! Dani, eu am venit! Privește ce am pentru tine! Cătălina, ești cea mai bună! Să ai poftă! Dacă ceva eu îți mai aduc! Pa, pa! Ce sora am eu! La. De când visam eu la așa croissant? La revedere, dieta! Ce-a pus aici? Ce-i asta? Azi e bună, iau foc! Ce? Cătălina nu putea să facă așa ceva. Probabil a luat un croissant greșit. Nu am înțeles. Dulciuri în spital? Croissant? Asta nu eu! Doamna doctor, asta eu, dar cineva mi-a făcut mie prank. Ce? Ketchup? Picant?
ți-a dat? Cine a făcut acest prank? Să nu mai mănânci dulciuri! Bună lecție, bună lecție! Ce mi-este foame de dulciuri! O mai sun pe Cătălina precis. Dani încă nu și-a învățat lecția! Acum următorul prank! Vom avea nevoie și de castraveți! Și ace din lemn! Îi vom face bomboane! Dăm castraveții prin ornamente pentru prăjituri. Așa, bine, bine. Cu părere de rău, nu se lipește. Vom folosi maioneză. Va crede că maioneza este cremă. De așa o prăjiturică? A venit Cătălina! Privește ce ți-am adus eu ție! Acadea? Wow! Mulțumesc! Pa, pa! Pa, pa! Mirea! Uite ce am eu, dar tu nu ai! Acadea! Mănâncă, mănâncă dulciuri! Eu mă duc mai repede acasă! Ha! Nu te vei duce! Ha, precis nu te duci! Râde mai bine cel ce râde la urmă! Poftă bună mie, Dani! Gata, du-te acasă, nu mai vreau! Du-te acasă, ți-am zis odată! Cel mai tare prank pentru Dani! Gata, eu voi ieva dat din acest spital și voi cumpăra multe dulciuri! Mira, ultima întrebare, vrei să evadăm? Nu, eu stau aici și pe urmă voi pleca acasă. Eu astăzi voi evada. Vine doctorul, să mă ascund.